Duminică dimineața la Duisburg, un oraș în bazinul Renan din vestul Germaniei. De 4 ani încoace, aici se roagă credincioșii unei biserici penticostale din Bulgaria. Le suntem recunoscători acelor pastori germani care ne-au pus la dispoziție biserica. No, în un moment, te ni caza că trebuie să o zacupim. Au vrut să ne vândă, dar au cerut cel puțin 100.000 de euro. Nici pomeneală să dispunem de o asemenea sumă. Ne можем да мечтаем за такива суми. Unii îl cunosc pe pastor încă din Bulgaria. Grad Шумен. Един град. Mulți oameni pleacă din oraș și din regiunea Шумен. Jumătate dintre membrii comunității noastre religioase vin din Шумен. Дори бих казал половината от църквата са от нашата църква в Шумен. Duminica participă aproximativ 100 de credincioși, de sărbători mai mulți. Îi vizitez pe membrii comunității noastre. Au tot felul de probleme. Obiectivul meu este să devină credincioși. Încet, încet se umple toată încăperea. De fapt, pastorul în vârstă de 58 de ani trăiește în Bulgaria, dar vine de mai multe ori pe an în Germania pentru a se ocupa de comunitatea din Duisburg. Pastorii germani și reprezentanții administrației locale m-au invitat aici. De aceea am venit. Da, pomognem za integrația na tazi obșnost, tazi bălgăscă obșnost. Trebuie să ajut la integrarea acestei minorități rome. Enoriașii noștri sunt, între timp, bine integrați. Тези хора, които са част от нашата общност, са напълно интегрирани. Integrarea străinilor în Duisburg, o mare provocare. Zeci de mii de germani au părăsit orașul încă din anii 70. În industria oțelului și a cărbunelui sunt din ce în ce mai puține locuri de muncă. Rata șomajului este mare. Orașul este supraîndatorat. Fiecare al treilea locuitor are origini străine. În multe școli, proporția elevilor străini este de 90%. Mulți sunt originari din Turcia, Bulgaria, România și fosta Iugoslavie. În comunitate, bulgarii de origine turcă sau romi sunt între ei. Vorbesc și se roagă în limba maternă. În germană sau? Dumnezeu ne apropie. Suntem recunoscători că avem slujbă religioasă în limba maternă aici, în Germania. Fac parte din comunitate de 17-18 ani. Cred în Dumnezeul cel viu și m-am schimbat. După slujbă sunt botezați 15 bulgari. Majoritatea celor care se botează au fost până acum musulmani sau atei. În ciuda situației economice precare din Bulgaria, familia pastorului nu vrea să părăsească țara. Prin urmare, pastorul Lazarov va fi nevoit să facă naveta și în continuare.